Una dintre problemele majore ale giurgiuvenilor, câinii maidanezi, este pe cale de a se rezolva. Odată adoptată, legea maidanezilor le oferă dreptul administrațiilor locale să eutanasieze câinii aflați în adăposturi și care nu au fost adoptați timp de 14 zile lucrătoare. De asemenea, legea prevede că se poate depăși acest termen numai în cazul în care primăriile dispun de fonduri pentru întreținere. În ceea ce privește municipiul Giurgiu, legea va fi aplicată în primă fază la patrupedele agresive și bolnave, însă în cazul celor rămași neadoptați și există locuri disponibile, edilul orașului spune că se va depăși termenul prevăzut de lege până în momentul în care locurile rămase libere vor fi ocupate. O să eutanasieze în ordinea în care spune legea. Deci cei agresivi, cei incurabili, oricum legea exista și până în acest moment, apoi sunt cei care nu sunt revendicați, care nu sunt adoptați. Adăpostul special amenajat pentru câinii fără stăpân de la Giurgiu are o capacitate de 500 de locuri. În prezent, peste 300 de maidanezi sunt adăpostiți aici. Cei care își doresc să dea o șansă la viața unui animal aflat într-o astfel de situație pot recurge la adopție. Programul adopțiilor este de luni până vineri, între orele 10-14.